O să fie. Astăzi un pic l-a luat valul pe make-up și zici că mă duc să fac rost de bani. Dar serios, de ce ai machiatul așa ca și cum are un show pe Valea Oltului? Păi, sincer, eu am machiatul foarte frumos, dar ea are un dita mai herpesul la gură și a zis că vrea ruj roșu. Vreți să vă demonstrez, aduc imediat de machiantul. În primul rând, nu e dita, e de la imunită. Da, care-i faza? N-ai mai machiat? E prima oară? Da. Mi se pare că sunt. Înțeleg. Sau așa îți cer celelalte fete pe care le machiezi? Da. Așa îți cer ele, da. Uh-huh. Eu sunt de la bloc. Credeam că ești old school. Nu. Sunt de la bloc din București, eu. Okay. Nu trebuie să-mi faci suspensionele așa. Da. La noi, în drumul taberei... Oricum, ține-o tot așa. Mersi. Mare drag. Facultatea curând și probabil. O să te mai deștepți. Găsesc domeniul. Hai, lasă alea undeva și stai jos. Se pare că am fruntea prea mare? Nu, aici se face oricum. Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod de podcast Sa și Râs. Astăzi l-avem invitat la noi în studio pe Alexandru Tanasă, unul dintre cei mai necunoscuți make-up artiști din România. Salutare, Alex, bine ai venit la noi în studio. Bună seara, oameni buni, mulțumesc mult de invitație. Crezi că e necesar să-i ridicăm microfonul lui Tanasă? Cred că e... Dacă vrei, uite. Cred că e ok. Ține de el. Așa. Cred că e ok acum. Nu trebuie să faci așa, e ok. Bine. Nu suntem la zilele orașului Buhuș. Sincer... Din Buhuș e tata, nu mă jignim. N-am jignit pe nimeni. Bă, ce aveți, mă, numai săriți, mă, bă, și ăștia cu Mangalia și Buhuș. Tanasă este, face parte din echipa mea de glam, alături de Ștefania Bodilă, pe care o salutăm cu această ocazie. Te pup, Ștefania, știu că ți-ai fi dorit să fii aici. O să fie. Astăzi un pic l-a luat valul pe make-up și zici că mă duc să fac rost de bani. Dar serios, de ce ai machiatul așa ca și cum are un show pe Valea Oltului? Păi, sincer, eu am machiatul foarte frumos, dar ea are un dita mai herpesul la gură și a zis că vrea ruj roșu. Vreți să vă demonstrez, aduc imediat de machiantul. În primul rând, nu e dita, e de la imunită. Are herpes la gură de la ultimul show de pe Valea Oltului. Da, e prea tare rujul ăsta pentru machiaj, dar într-adevăr am herpes. Herpes. Uite-te-mă la... Deci, de aici am așa că pe monitor... Dar monitorul ăsta cred că e diferit față de cameră, dar într-adevăr ești mai vampă style așa. Da, exact. Pe de altă parte, Tanasa mi-a zis, băi, vrei să te... La buze nu o să meargă acum culoarea asta și am zis că n-am ce să fac pentru că am un mic herpes. Mi se pare... Oameni buni, credeți-mă. Mă rog, dacă vreți machiaj de bagabante, e super, Alex. Apelați cu încredere. Da, deci dacă astea de... În rest sunteți cuminți și ieșiți odată la un botez, la o cumetrie, la o tăiere de moț undeva la țară și aveți nevoie de machiaj de bagabante? Deci aș vrea să spun că Alex Tanasă mă machiază de foarte mult timp și că mă machiază foarte frumos și nu-i facem reclamă negativă. Da, și de obicei, oricum îmi spunem bine. Îmi spunem privat că sunt cel mai bun. Asta e... Și de obicei când iese public, se dă puțin în stambă. Te bat. Ok. Bine. Bine. Poate facem view-uri. Poate vă întrebați de ce l-am invitat pe Tanasă la podcast. Și noi ne întrebăm, pentru că ce să și vorbești cu el. Dar este ceva interesant despre acest băiat de numai 21 de ani. Fericit ești tu-ți tinerețea aia. Da, păi... Care... Tu-ți anii aia de facultate. Pe care l-am cunoscut anul trecut când avea 20 de ani și mult, mult mai puține bășini decât are acum. Păi, am avut un model... De când m-a machiat pe mine, am machiat foarte multe persoane cunoscute de prin România și el crede că acum trebuie să aibă bășini. Păi, îl știm pe Alexandru de pe vremea când venea în București doar în weekend, nu? Da. Păi, am avut o perioadă, da. Iată-te! Dar ce să vezi, uite cum stau în Berceni. Iată, nu chiar în București.
puțin la succesul periferie. Succesul te-a ajuns până la urmă. Da, exact. Să știi că eu chiar vreau să vorbim despre faptul că mie mi s-a părut interesant că tu machiezi de la ce vârstă? 14 ani. Foarte tare, serios, lăsând gluma la o parte, mi se pare foarte tare că muncești de la... Nu știu dacă vrei sau nu să zicem asta în podcast, ba, dacă da. Nu vrei o ștergem, dar voiam să spun că Alexandru mi-a povestit că muncește de când avea 14 ani și până să fie student în București a strâns bani și și-a cumpărat o garsonieră. O garsonieră, da, ca să pot deveni vedetă la București. Da, ca toate vedetele. Ca toate vedetele, da. Și-a luat o garsonieră, da. Și are bășin. Mie mi se pare foarte tare. Stați un pic că mă sună mama. Da, mama. La muncă. Da. Vezi, Alex, dacă vrei să vorbești cu oamenii, aici într-adevăr păcălești. Alex, te întreabă soacră ta. La plăcinta de dovleac vrei și scorțișoară? Da, normal că vreau și scorțișoară. Da, vreau și scorțișoară. Să mă uit în cameră. Îți și spune. Vreau și ceafă de porc la plăcinta de dovleac. Bine, mami, te pup. Pa, pa. Da, adică dacă vrei să vorbești cu ei, știi să mă tuiți, că tu da. Jos și tu la, știi, la... Mm-hmm. Da, mi se pare foarte drăguț faptul că... Că ai muncit atât de mult și ai strâns bani. Eu am apreciat foarte mult oamenii care au muncit și... nu zic că trebuie să muncești de la 14 ani, că totuși ești copil. Și eu munceam la nunți de la 16 ani. Nu zic că e ok, că pierzi anumite chestii. Exact. Și eu jucam în seriale de la 16 ani. Parcă de la 4 ani ai zis odată. Nu, 16, de la 16 ani am jucat în primul meu serial. Spuneți. Da. Și mi se pare foarte tare. Dar cum, gen, cum ai pe cine mă chiar... Care a fost primul tău job, să zicem? Păi la mine a început așa ca o pasiune. Nu a fost neapărat... Eu din clasa 5-a, de fapt, am început să fac părul, că cu asta am început, cu hairstyling-ul. Și maica mea mi-a cumpărat un cap de manechin din ăla și am început să-mi pletesc. Și după mai venea o verișoară și prin clasa 7-a am zis că, bă, am descoperit YouTube-ul, gata, mă apuc de make-up. Și fix în perioada respectivă, maica mea devenise reprezentant la un MDM. Aha. Și, mamă, nu vreți să știți, știam tot catalogul ăla pe de rost și primise foarte multe sample-uri. Mm-hmm. Așa e, când ești la început, primești mai multe chestii ca să poți să le promovezi. Și le-am pus pe toate pe o masă și am spus, Varemi, gata, azi vii să te machiez. Și așa a început. Și ușor, ușor, lumea a fost atrasă de faptul că eu sunt băiat și machiez și am avut cliente fix din primul an. Știi? Și de atunci, nu știu, a început ca o joacă și de apoi s-a transformat într-un job propriu zis, în care munceam de dimineață de la 5 până seara la 8, în weekenduri. Da, îți mai aduce aminte de primul client care ți-a dat bani pentru make-up? Da, a fost, nu știu, cred că în clasa 7-a au venit niște doamne pentru o nuntă și le-am machiat și țin minte că m-am trezit și atunci, cred că la 6 dimineața. În clasa 7-a, niște doamne s-au lăsat machiate de un copil, de un copil în clasa 7-a care are 13 ani. Da. Excelent. Tu îți dai seama și... ce mișto, totuși că el a avut încredere atunci, ți-au dat un start, dar mi se pare și riscant, nu? Dacă o nuntă e ca și cum... Da, păi și maica mea mi-a recunoscut apoi că nu poți să înțelegi ce stres am avut când ai pus prima dată genii, mă gândeam că o să-i scoți ochii persoanei respective. Dar persoanele respective stăteau relaxate? Da. Că nu erau la modul, băi, știi ce faci? Nu erau de-asta de... Nu, pentru că luam și 15 lei machiajul. 15 lei? Ce drăguț, foarte tare. Normal, pe după, foarte... Cred că după vreo 2 luni am luat 30 de lei sau ceva de gen, am dublat, știi? Ai dublat, după 2 luni ai dublat prețurile? Și țin minte că în clasa 9-a a fost eu super mândru că am făcut 500 de lei într-o vară. Mi se părea o sumă foarte mare. Ce an vorbim? Nu știu, cred că 16 ani. Nu, anul 2000 cât? Nu mai știi? Nu mai știu. Ești născut în 2020, în 2016, cred. 2016. Da. Tu zici seama femeia aia dacă s-ar fi... Dacă, bă, era primul machiaj, mă rog, primul machiaj pe bani, până atunci mai machiase. Dacă ratai machiajul și ziceau la nuntă și erau eu toți, bă, ce cu voi? A fost 15 lei. A fost și era... Era cam gluma lui Viu, e copil. Da, nu, a fost... Bine, acum 7 ani, 8 ani, nici nu era atât de dezvoltată industria asta. Adică oamenii mergeau mai mult la, cel puțin la noi, la țară, oamenii mergeau mai mult să-și facă părul, nu prea se machiau. Înainte nu prea se machiau lumea pentru eveniment. Se machiau singuri? Singure? Da, își teteau, nu știu, cu un ruj, cu un rimel, dar nu era atât de dezvoltată industria asta încât să zici că fiecare femeie merge la make-up artist, să machiezi pentru eveniment. Se făceau acasă, mai mult părul și l-aranjau înainte. Da, să știi că asta până la urmă, dar și în București a ajuns mai târziu chestia asta cu să-ți faci make-up acasă. După ce lumea merge la coafor și se machia acasă. Nu știu, chestia cu make-up artistul e relativ nouă și la nunți, relativ nouă, adică nu știu, poate de 20 de ani. Mm-hmm. Poate erau și femei înainte, prin anii 90, care chemau make-up artist, dar mai greu. General, vedetele se machiau înainte pentru televiziune. Practic așa a început și în România mai mult machiajul pentru televiziune și apoi a început pentru evenimente. Și te-ai gândit că vrei să
Ai știut de atunci sau te-ai gândit că poate fi un job din care să câștigi bani? Băi, nu, la 14 ani, eu chiar am făcut asta strict din pură pasiune. Nu e ca și cum mă gândeam, mamă, la 22 de ani o să mă mut în București, o să am casă, o să... Nu, efectiv a fost treptat, a început chestia asta, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Eu am fost pasionat și de desen, și de modă, și de toate chestiile astea și până la urmă s-a rezumat la machiaj, că asta practic mi-a plăcut cel mai mult și am avut de unde să coleg foarte multe informații, că era YouTube-ul și erau cei din afară care făceau deja vloguri și tutoriale despre machiaj. Și așa mi-a fost mai ușor să capăt informații și să învăț. Și ce? La modă ce crezi că nu-ți iese? Nu, la un moment dat, nu știu, mi se pare, da. De ce crezi că nu ești în stare? Mi se pare că mă îmbrac foarte, foarte bine. Adică știi că îți mai dau știe sfaturi uneori. La modă, bă, știi ce am... Eu am vrut să jignesc și i-a trecut peste. Eu am crezut, da, dar eu nici eu n-am prins-o, pentru că eu am crezut că la modă, zic eu, un make-up pentru modele, pentru modeling și altceva și că faci mișto, că am machiat poate pe cineva pe runway și nu... Mamă, deci nu m-am gândit că avem un video aici pe canal unde m-am machiat Mincu odată, dacă sunteți curioși, și ceva... Bun, rău de tot. E ceva fain. Când ai cerut 15 lei pentru machiaj, cât costau țigările pe vremea aia? Nu știu, că eu nu fumez. N-am zis că fumez. Cine ai zis că fumez? Nu știu, probabil erau vreo 15 lei, habar n-am. Eu n-am zis, întrebam cât costau țigările. Dar nu mai vreau să ducem un pachet de țigări și gata? Nu, mersi. Dar nu e chestia asta. Stai așa că n-am zis că fumez. Dar știi când ești copil și te duci și zici dați-mi un croissant, un suc și o bomboană, unor îți dă rest pachete de țigări dacă n-are, știi? Nu, la mine la țară nu se dădeau. La Drăgușeni era rest. Da. Rest, da? Băi, mi se pare foarte, foarte șmecheră chestia asta și mi se pare foarte tare că te-au susținut părinții. Foarte mult. Chiar niciodată nu mi-au zis nimic. Dar sunt foarte mândru de părinții mei, pentru că totdeauna au fost foarte suportivi. Și cu mutarea la București, adică eu la 17 ani veneam cu trenul la București, mergeam la un eveniment, cum mă chemau, și a doua zi mă întorceam înapoi acasă, dar aveau 100% încredere în mine. Mereu au avut. Dar cum ai ajuns la evenimente în București? M-a contactat prin Ioana Dumitrache, de fapt. Eu, de fapt, la 18 ani se întâmpla. Am participat la școala de beauty vlogging de la L'Oreal și m-am prietenit cu Ioana. Și apoi m-a văzut o tipă care organiza evenimente la Ioana pe story și m-a chemat și pe mine. După m-a tot chemat. Deci tu ești exact generația, nu știu cum se cheamă, că e X, Y, Z, sunt toate numirile astea, acum nu știu că s-au schimbat. Tu ești generația asta care efectiv, cu ajutorul internetului, și-a făcut banii să-și ia un apartament în București. Și-a făcut meseria și a ajuns, mi se pare incredibil. Deci doar pentru că exista informație gratuită pe internet, din care ai învățat singur, autodidact, mi se pare incredibil. Și legătura asta care se creează cu oamenii pe social media, care te vede la cineva, te recomandă. Cel puțin, uite, la Drăgușeni, când mă cheam, a fost mai mult recomandare, știi, de la un om la celălalt. Dar în București, când am venit, am dat de mariaj de alți influenceri care m-au recomandat pe... Și vreau să nu mă numești influencer, pentru că sunt un artist de succes. Artist de succes, mă scuzați. Nu e vorba de succes, mai degrabă ar fi trebuit să zici artist de săvârșit. De săvârșit. Poți să fii artist, dar nu de succes, dar să fii un artist bun. Nu, artist, da, artist emerit al poporului. Emerit, aș vrea să-mi zici. Aș vrea să-mi zici Maria Emerita, când mă mai vezi și să-mi pup mâna. Ok, emerito. Dar este, da, ești generația care folosește cuvântul influencer, cuvânt pe care noi nu-l... Fii atent, vreau să zic asta odată pentru totdeauna, am mai zis-o de 1000 de ori. Pe mine nu mă deranjează cuvântul influencer, mă deranjează că nu are substanță. Eu m-am mai pierdut pe holurile internetului și există oameni care n-au... Uite, eu cred că tu te poți considera influencer, ai foarte mulți follower pe Instagram și îi înveți despre make-up. Deci ești un influencer care merge într-o zonă. Unul poate entertainer, unul poate face educație, unul poate vorbește de modă, de design interior, de wellness, de orice, dar dacă nu există nimic, deci nu e ceva, doar existi, nu înțeleg. Inclusiv dacă ești model sau te pricepi la fotografii, mi se pare un lucru bun, ok? Uite un fotomodel. Că oamenii cred că munca de model e ușoară, că doar apari și ești frumoasă, dar credeți-mă că mi-e foarte greu. Dar, na, până la urmă, dar ideea asta cu influencerul are o goliciune foarte mare și pe noi ne irită un pic ideea că noi nu suntem influenceri, că n-am muncit atât de mult timp ca să fim influenceri, am muncit într-o altă direcție. Dacă munceam în direcția de a fi influencer, ne-am fi bucurat de asta. Asta ca să explic și atât, am făcut o mare paranteză. Asta și ca să înțelegeți că n-avem nimic cu influencerii, avem cu termenul de influencer. Da, exact. Asta mă gândeam și eu la un moment dat, că influencerii ești atunci când...
dezvălui ceva, oferi ceva oamenilor, îi înveți cu ceva anume, dar când tu doar te expui și atât... Nu. Sau când faci 1000 de chestii diferite într-o 1000 de părți, deci tu nu ai o cale. Dar păi asta da, e părerea dacă ar fi mea, să până iei cuvântul care te influențează, adică el poate să zică... Cred că e foarte bun ales în engleză influencer, pentru că e la modul, băi, eu nu zic că machiați-vă cu asta, îmbrăcați-vă cu asta și faceți asta, dar eu postez. Mamă, mi-am luat hanoracul ăsta, m-am machiat Alexandru, mi-am luat mașina asta, m-am dus în Maldive și tu îi zici, nu știu, dintr-un motiv sau altul urmărești pe Mincu și așa ajungi să fii influențat, păi vreau și eu, cred. Dar mă rog. Dar asta e doar părerea mea, nu înseamnă că e corect sau greșit. Exact. Dar am dreptul la o părere. Ideea e că, asta vreau să spun că te-am întrerupt, dar prin prisma internetului așa ne-am cunoscut și noi, că eu am cunoscut-o pe Ioana Dumitrache, mă rog, aveam niște legături mai vechi, ea mi-a zis, bă, haide să te machezi odată, Alexandru Tanasă, că o să-ți placă foarte mult și așa, uite, prin chestia asta, ușor, ai ajuns să machezi din ce în ce mai mulți oameni. Da. După ce ai machiat... Deci cu plăcere. Mersi mult. Cu mare drag. Deci, după ce ai machiat primele doamne pentru o nuntă, ai zis? Da. Ele te-au recomandat mai departe? Da. De tare. Fapt, așa s-a întâmplat, că înainte, acum 7 ani, era doar Facebook-ul. Uh-huh. Și nu prea, adică eu postam poze, efectiv, orice făceam, postam. Și oamenii vedeau pe Facebook, dar și recomandarea directă a fost cheia succesului acolo. Pentru că, îți dai seama, într-un an de zile, dacă am machiat 60 de persoane, anul următor, nu știu, persoanele respective recomandau altora. Da. Și făceam 120 de persoane într-un an și tot așa a fost. Și toate erau din zonă? Da. Presupun, am machiat, da, eu stăteam în Drăgușeni și veneau oameni din 6-7 sate să ne machiez eu. Ce tare. Din Botoșani, bănuiesc. Da. Ce tare. Băi, nu cred că erau mega parte și că probabil cum ai plecat și tu acum. Dacă erau unii, au plecat la un moment dacă termin tot Drăgușeni și toate alea, câte nunți să fie. Băi, dar mișto până la urmă să fie cineva și pe zonă, știi? Păi până la urmă... mi se pare mișto de la omul ăla, gen termină toate cumetriile, toate alea și la un moment dat, nu? Da, e numai ce să faci. Deci că da, eu mi-am dorit, adică mi-a plăcut foarte mult și în continuare îmi place foarte mult să lucrez la Drăgușeni, dar la un moment dat am simțit așa că mă plafonez, sincer, și să fac doar machiaj de eveniment și atât. Ai machiat vreo femeie care avea ochiul vânăt? Nu. Am întrebat, gen, să fi fost de asta, gen, o femeie care zică, băi, să vină la make-up, are un botez, dar întâmplător m-a captit cineva, am intrat cu capul în șifonier și... Nu, n-am machiat niciodată o persoană vânătă pe față. Nu, mersi. Mincu, nu vrei, să te liniștești. Bă, nu știu, ar fi o categorie, poate, uite, poate așa, dacă reușești să acoperi o vânătaie, după aceea te duci în make-up ăsta de film. Dar știu și acum să acoperi o vânătaie. Dă liniștit. Da, la acest make-up mergeam un ruj mai soft. Cum ți s-a părut experiența să machiezi timp de 2 sezoane la TV? Foarte... Serios te întreb. Foarte grea. Ai lucrat cu noi și a fost greu. Foarte, foarte grea. Sincer, nu știu dacă v-am zis vreodată, dar când am machiat pentru România Are Roast, cred că de 3 ori m-am trezit noaptea din somn, pentru că visam că mă strige pe platou la retuș și mă ridicam efectiv în fund. Nu, deci Maria urla, Tanasă, la retuș! Și efectiv aveam visul ăsta și mă ridicam în fund, nu recunoșteam casa și îmi spuneam eu tot mie în cap că... Bă, dar sunt nesimțiți ăștia, frate. Fac prank-uri, mă dezbrac în chiloți aici, pe canapea, la antenă. Mamă, nu știu dacă e vis sau realitate. Da, nu știu dacă e vis sau realitate. Și după mă scuturam așa și îmi dădeam seama că sunt acasă și mă puneam înapoi la somn. Dar cât de des te-am strigat Anasa la retuși? Dar nu era vorba că eram eu foarte stresat, atunci, că era primul proiect în TV. Deci era nevoie să te strig, fiind pula mea mai atent și hai la retuși. Pentru că ce să vezi, mă striga la retuși din 20 în 20 de minute și nu era necesar. Că avea herpes din tata în piu. La noi în familie și bunică are herpes. Bine, ok, stresant e în TV. Dar a fost oricum, și foarte frumos. Toată lumea știe asta. E un job mai heirupist, așa. Dar eu altfel sunt super de treabă. Tu chiar ești foarte de treabă. Știu. Și chiar am învățat foarte multe chestii din experiența asta și mi-a plăcut. Chiar dacă a fost foarte stresant, dar... Băi, e absolut normal, făceai ceva pentru prima dată și atunci, știi, e ca atunci când înveți un sport pentru prima oară sau în primele dăți, ești foarte încordat și te obosește că tu ești stresat. Odată ce ai prins mișcarea, îți dai seama că nu mai obosești, așa că nu mai stai atât de încordat, știi ce ai de făcut. Și la TV e un ritm mai alert în ceea ce privește totul, adică orele... Da, nu e un ritm, nu se respectă un program de 8 ore niciodată, că altfel n-ar mai apărea niciodată o emisiune sau un film să termine în 17 ani, dacă s-ar lucra doar 8 ore la o filmare. Și practic tu ai puțin timp cât să intri la
vedetă să o retușezi. Cine te mai chema? Se pare că e prea mult de retușat la fruntea mea. La asta ți-a ta? Luat mult timp la România Roast? Băi... Ai văzut frunți cam... mai mari? Cam da. Da, Minculescu. E fost foarte frumos. Bă, ce mi-ar plăcea știre. Da. Minculescu, comediantul cu cea mai mare frunte din România. Nu știu cum sunt alea clickbait cu cea mai mare puncte puncte ca da, să dea da, da, frunte din România. Cu cea mai mare bârnă. Efectiv. Da. La mine lucește nasul ăsta și dacă... Trebuie să, eu ca să nu-mi lucească nasul la filmare, trebuie să dau cu nămol, știi? Alexandru, ca să-ți facem reclamă din ce în ce mai pozitiv aici, tu ești și student. Sunt și student la SNSP, la Facultatea de Management, o facultate extraordinar de bună și de ești frumoasă. Ești anul 3? Da, chiar anul 3. Și ești, și sunt chiar în sesiune. Da, alea, ești... Da. La noi am fost chiar primul pe facultate. De ce faci facultatea asta? O să te lași de make-up la un moment dat și o să faci nu, o nu. Carieră? Am făcut-o ca să învăț mai bine cum să manageresc eu business-ul meu. Pentru că, nu știu, la 19 ani eu nu știam cum să negociez ceva sau un contract. Și chiar am învățat chestiile astea la facultate. Am făcut discurs public, am făcut foarte multe cursuri care chiar m-au ajutat super mult. Da, eu. Dacă doriți să mergeți la o facultate de management, să mergeți la SNSP, că e foarte mișto. Bă, ești nebun. Da, am făcut. Foarte, sunt chiar sincer uimit pentru că generația mea, Alexandru, toți ne plângeam de facultăți, adică și aud acum cea care e la modul vai ce marfă e la facultate. Mie chiar îmi pare rău că termin facultatea. La modul cel mai serios. Și îmi pare rău pentru că eu 2 ani am făcut online și nu am profitat de viața de facultate. N-ai avut viața de student. Și acum când trăiesc asta, am zis că bă, parcă aș mai vrea puțin și aș mai vrea doar un an. Oamenii care au fost elevi sau studenți și în pandemie, li s-au furat 2 ani din experiență. Da. Îți dai seama dacă ai intrat... Mie mi se pare ciudat, mai ales la facultățile astea de... arte unde totul e practic, știi? Mm-hmm. Aproape totul e practic. Da. Dar... Ce faci la actorie online? Să știi că la inginerie au mers și la medicină. Da. Au mers oamenii și în pandemie. Da, dar în lockdown-ul ăla... Și atunci. Au mers, mă, și atunci. Fratele meu, eu am un frate geamăn și e la inginerie la Iași. Mm. Și el a mers din anul întâi, din prima zi, el a fost la facultate. Du-te la medicină, băgă și asem de facultate, dar gen, la modul, vezi, doar intră, nu trebuie să faci să practici după aia, dacă să mai stai în facultate și să le zici, eu știți, n-am, eu mi-a nu, mersi, mi-a ajuns, adică, mie chiar îmi place să învăț, eu chiar sunt tocilar uneori. Interesul meu ar fi ca Tanasa să nu mai fac atâta facultate, să nu-l mai încurajezi, că după aia nu muncește suficient de mult și așa e super căutat, că i-am și... zis la un moment dat că nu o să mai postez nimic cu el, că după aia nu mai are timp de mine. Figuri în cap și-a luat, ia mersi, și note bune la examene. Da, uite, vezi, nu merge păi, așa. Nu știu, mi se pare că sunt chiar un om mișto. Alexandru, cartea nu merge împreună cu banii. Nu merge, nu? Nu, ori vrei lasă carte, cartea, pune ori vrei pe bani. Sincer, am simțit asta în semestrul întâi, că am refuzat foarte multe joburi din cauza facultății. Ăștia mici, dacă se uită, da... Gata și cu bacalaureatul. Ce mai, nu gata mai învățați? Gata și cu tezele, fraților, la muncă. Ce atâția învățați? Nu vedeți că... Lasă-mă foarte tare. Bravo, la mine am două facultăți bun. Și un master. Degeaba. Te felicit acum de față cu toți oamenii care se uită la podcast mersi, și pentru inițiativa ta când ai fost să ajuți refugiații ucraineni fără să te roage absolut nimeni și ai stat în fiecare noapte în vamă la Siret, corect? Da. Atunci îți pare extraordinar. Serios, da. Nu l-a rugat nimeni. La 20 de ani, dacă eu aflam de așa ceva, îți spun sincer că nu știu ce aș fi făcut, nu știu dacă aveam elanul pe care l-am avut de data asta, la vârsta asta și mi se pare foarte tare și bravo ție. Pentru că a fost foarte aproape de casa mea, am zis că eu nu pot să rămân indiferent pentru că eu sunt un om foarte empatic. Mm-hmm. Adică eu dacă o clientă de-a mea lăcrimează, pentru că am atins-o eu, nu știu, cu pensul la ochi, păi eu nu mai pot. Eu borăsc pe ea. Eu 5 minute până nu lăcrimează, eu nu pot să mă uit. Când curg și mie lacrimi. Pot să vă confirm, de adesea mi-a fost rău în timp ce m-am machiat Tanasă, pentru că sunt o femeie care îi se face una, două rău. Foarte. Și odată Tanasă, când a venit Ioana de la Vitamin Go, a plâns. Pentru că mi-era foarte milă de ea, frate, când o vedeam cu perfuzia în mână. Mi-era foarte milă, n-aveam ce să fac. Dar pietre la ochi îmi puneai, nu te vrei din post. Îmi curgeau lacrimi și puneam așa câte o pietricică. Nu era atât de rău și am zis, Tanasă, crede-mă, nu pot, filmez și nemachiată, nu mai îmi pasă, mă machiai simplu. Păi... Da, și îmi punea și trasuri pe ochi așa, Tanasă. Pentru că asta a fost îndrumarea stiliștului, ce să fac? Cum reușește el oare să machieze la nunți?
că e ziua importantă pentru orice om și femeia, l-am dat oia plânsul și să-ți povestească chestii. Dar nu oia plânsul, știi de ce? Toate sunt pentru agitate, nu? Nu prea, pentru că mai cântă o manea uneori, așa că îți mai bine dispun lumea. În aceiași bani? Da. Mm-hmm. E, și dedicația e în același preț. A, tu le mai cânti o manea? Da, 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 eu mai bag așa câte o manea. Foarte câte bine, o... bravo. Când machiază aici la ochi și ieși aproape. Și sunt foarte relaxate clientele mele. Da. Întotdeauna maneaua relaxează. Se pun și la fizioterapie și la kineto când ai de făcut. Nu, frate, bine dispun oamenii. Chiar nu, n-am avut mie de să stresate niciodată. Serios? Mm-mm. Să știi că dacă stau bine să mă gândesc, nici eu n-am fost stresată când am fost mireasă, pentru că am avut atâtea show-uri care pentru mine erau importante și aveam emoții înainte ca ele să înceapă, încât eu am făcut și chestia aia în care am lăsat oamenii să vină și am intrat eu acolo și m-am machiat Ioana Dumitrache și n-aveam. Mie mi s-ar părea mișto să fac o emisiune pe principiul ăsta de, despre viața mea? De concurent, nu, de competiție, așa, mireasă pentru make-up artistul meu. Știi cum e? Da, exact reversul medaliei. Cum vine ăștia la șef și la bucătari să gătească, să vadă dacă e tot ok, așa, bă, vrei să te macheze ăștia 3-4, nu știu care, hai să vedem. Și să fii un fel de Bridezilla cu reality, ce fac alea ca să ajungă. Chiar ar fi mișto să se deci facă dacă ceva. Se uită cumva canal de Antena 1 la acest podcast, Pro TV, nu se uită nimeni, contează. Bine. Național TV, nimeni, Drăgășan TV, Drăgușeni, Frumușeni, Călăraș TV, Mangalia TV, TV Sat. Vă dau ideea gratis, nu vă dau ideea gratis. Dați-mi și mie. Deci, se poate proba asta la proces? Eu, Alexandru Minculescu, declar că nu ofer gratis această idee, deși am spus-o public în podcastul S-a și râs. Noi știm din statistici că se uită oameni cel mai mult cu media între 25 și 45 de ani la noi la podcast, dar dacă se uită oameni foarte tineri la noi la podcast, să luați ca un exemplu pozitiv povestea lui Alex, pentru că știu că oamenii vor în ziua de azi să fie repede, repede, să devenim, există TikTok, repede, devenim TikToker, vedete, chestii de o secundă, care după aia durează o secundă. Și chiar dacă și el e din generația asta, gândiți-vă că înseamnă ceva să te trezești la 5 dimineața de la 14 ani până la 20 de ani. În fiecare vară. Te laud eu deja, nu te mai lăuda și tu singur. Dar chiar e mișto. Prima oară când m-am machiat, vă spun sincer, pentru un băiat de 20 de ani a fost la nivelul multor make-up artiști care de multe ori în timp ce mă machiază se laudă ei pe ei în timp ce mă machiază și nu sunt la nivelul lui. În același timp, mâinile jos după Alexandru Tanasă, nu-i mai scrieți și nu vă mai atâta că e al meu, că v-am văzut toate astea cântărețe, influencerițe, Tanasă, ia gata cu Tanasă, găsiți-vă alt băiat, că e al meu. Vă pup, vă aștept la programare. Nu, dar mereu când machiază Tanasă pe altcineva, mai ales pe cineva din spațiu public, mereu îi dau mesaj și zic, a, da? A, da. Ce se întâmplă? Sau probabil ai avut o situație, să zicem la început. Da. Acum. Acum deja ai experiență. În afară de azi, când fost mulțumită? Nu, în față nu mi-a spus nimeni niciodată că nu e mulțumită. Ce chestie? Vezi că chiar nu mi-a spus nimeni niciodată. Pentru că nu mai au curajul, că mă gândeam că dacă te tunde cineva prost și te întreabă după aia țara, n-ai ce să mai zici că nu mai dai înapoi de la mei, că mă gândesc că da, poți să refaci. Mi s-au mai zis, nu știu, bă, aș vrea să-mi schimb rujul, că mi se pare prea mult. Sau aș vrea, nu știu, să adaug ceva, dar să nu-i placă tot machiajul, n-am putut niciodată. Niciodată? Nu, pentru că sunt foarte bun. Am înțeles. Și e și foarte greu să spui, să știți, spun din experiență, da. E foarte greu să spui. Spui că eu nu pot. Ar trebui să pot să spui, băi, îmi pare rău, nu-mi place. Știu că te doare că zic asta, dar nu am ce să fac. Problema e că ce vrei să... Eu nu știu ce poate să facă omul în situația aia. Ce poate să zică, ok, ai dreptate, îmi pare rău, tu asta ți-ai dori. Dar el o să zică, păi, da, dar ai zis că așa vrei, adică nu... El, până la urmă, așa machiază, deci e o chestie... Nu o să recunoască ideea... că a greșit. Da, ideea e că eu, înainte să încep un machiaj cel puțin cu o clientă nouă, porc o discuție înainte și o întreb direcția care avea intensitatea, știi, este că la final să nu existe un șoc, știi? Și cumva, machind de atâția ani, interpretezi informațiile pe care mi le dai și le transpun pe față și de obicei iese bine, adică... Dacă stai și asculti clientul bine, iese bine. Da. Dar poate unii asta. Nu pot, mă, cred că asta se întâmplă. Teamă puțin, că nu e toată lumea e egal treaba. De bună în ceea ce face asta, păi deja asta vorbim zic, despre e, cu totul altceva. E și subiectivă treaba și atunci tu ce n-ai bai zici lui? Că îi zici, bă, m-ai machiat prost. Și ăla zice, da, hai să refac tot prost, nu?
Da, nu știu. Bă, mie mi s-a întâmplat să cer ceva modificat, să modifice și să o facă tot nu pe gustul meu. Da, da. Până la urmă și gusturile diferă. Da. Cred că importantă e atitudinea. Eu cred că e important dacă cineva... E important și cum spui tu cuiva că nu-ți place. Trebuie să te gândești și la sentimentele acelui om, că e tot om. Dar important e și ce reacție ai tu ca și... nu știu să zic, artist, nu poți să ai o reacție la modul hei, du-te dracu, munca mea e super mare. Știi ce cred eu? Că cel mai important este ca clientele să meargă la make-up artist, la make-up artistul care se identifică foarte mult ca stil, pentru că suntem foarte mulți, adică ăsta este adevărul și unei persoane poate să-i placă foarte mult cum machiez eu sau să-i displacă total și să-i placă, nu știu, de o altă colegă din industrie sau de un alt coleg. Și asta e perfect normal, pentru că nu toată lumea identifică cu stilul tău și asta trebuie să stai puțin, să cauți, să te gândești înainte să te programezi la cineva. Normal, normal. Da, uite, mie mi se întâmplă adesea din anumite orașe, mie mi-ar plăcea să mă machiez când merg în turneu, dar din păcate nu am timp de multe ori. Pentru că e o sală foarte mare, în general, și se vede mai din depărtare, cum și în seara asta te-am rugat să mă machiez, că am un show la Teatrul Luceafor în București, unde sunt 500 de oameni, sala e mai mare și vreau să fiu machiată. Dar primesc mesaje de genul a, dacă ajungi în oraș la mine, să știi că nu scapi, eu o să te machiez. Primesc mesajul ăsta foarte des. Păi și intru pe profil și de multe ori e ceva, chiar așa sună, nu scapi. Adică e ceva rău. Ceva foarte rău. Adică frumusețea e o chestie oricum total discutabilă, dar wow, boturi de-alea atâta, ceva... Mi se pare important... Care nu e în zona mea, așa ce ca artist, nu știu, să știi să înfrumusețezi. Adică machiajul pentru asta a fost făcut, știi? Ca să înfrumusețezi și să cumva corectezi asimetriile feței. Păi și tu dacă machiezi și înrăutățești lucrurile astea... Aș putea să adaug că și să înfrumusețeze, dar poate uneori să puncteze părțile frumoase. Exact, scoată în evidență. Acum cu asimetriile feței nu știu cum e, că eu sunt perfectă. Da. Bă, da, v-ați pupat în cur unul pe celălalt. Care este cea mai enervantă persoană pe care ai machiat-o? Maria Popovici. Chiar eu? Nu. Nu am avut. Nu cred că-s dificilă la make-up, că de obicei Tana să face ce vrea. Eu nu prea zic, eu nu mă opresc și zic, mai fa așa, mai fa așa, n-am control. Ideea e că tu știi că eu nu m-am enervat niciodată așa super tare pe cineva. Nu. O singură clientă care a venit din Italia și n-a știut să se exprime, mi-a zis că ea nu vrea farții de fat pe pleoape și eu i-am pus iluminator pe față, știi? Și mi-a spus, băi, ți-am spus să nu pui farții de fat pe față și am spus, nu doamnă, ați spus pe pleoape. Și nu. Și clienta de lângă care urma să intre la machiaj, nu doamnă, ați spus pe pleoape. Și atunci, nu că m-am enervat, dar a trebuit să-i explic. Că ea mi-a cerut asta, știi? Mm-hmm. Da. Și... Dar ai femei care se opresc într-una și îți spun ce să faci? Nu permit. Nu, adică... Bă, și la duș, nu prea... E plin de figuri. Nu prea arăt oglinda. Să știți că Tana, să nu mint și nu glumesc, se uită la el în lift și se pupă, face-te pup, iubiture, ești superb. Câteodată mi se pare că arăt chiar foarte bine. Spre exemplu, astăzi arăt chiar foarte bine. Și mă uit și spun, te pup frumos, le te respect, ești cel mai tare. Ce e greșit în asta? Absolut nimic. Mi se pare absolut minunat și nu sunt ironică. Mi se pare și amuzant, mi se pare și bine să faci asta. Că suntem obișnuiți tot timpul să ne uităm. Uite, eu deci nu mi-a aranjez rochia asta într-una că se tot ridică. În loc să fiu la modul, dă-o dracu de rochie, oricum sunt superbă, e evident pentru toată lumea. Cine se uită acum la podcast și zice, nu e adevărat, ești prost. Ce mă uitam că ți-a și comentariile oprite și dar cum să zic că nimeni, nici doar la ei în casă. Se ridică microfonul așa și uite-te înspre cameră. Îți acoperă exact buzele. Păi buzele astea care nu-mi prea mult, păi da, să se vadă că le-a greșit. Nu se pare prea mult. E un pic prea mult pentru podcast. Eu nu mă machiez la podcast. E un podcast în care vorbim despre make-up și efectiv ai machiat cum nu se machiază. Nu, e adevărat. Machiajul ăsta e foarte bun, dar e puternic. Pe scenă diseară nu o să se vadă așa. Pe scenă, Maria, are un spectacol diseară. Da. De aceea... Cu 500 de oameni, parcă nu? Da, 500 de oameni.
Azi, aseară au fost vreo 100, iar în weekend mai avem încă aproape 400 duminică. Și vrei spui să-mi dea și mie follow la final? Cum ar fi să le zic la final? Dați-mi un follow, Tanas. Da, puteți să-mi dați un follow pe Instagram. O să trecem Instagram la începutul podcastului, să dați acolo follow, să-l chemați la evenimente. Fac și eu 15.000 de urmăritori. Nu contează, puteți să-l chemați dacă aveți și, spre exemplu, un botez. Dacă aveți un nou născut, să știți că acum se poartă asta, se machiază copilașii. Deci nu-i băgați așa, cu waterproof, cu make-up waterproof. Waterproof, waterproof când îi bagă în cazan. În cazan. Așa, și să arate frumos, pentru că asta este noua modă, da, se îmbracă copilul frumos în costum mic, costum mic așa elegant, da, la de-i puneți frac, ca să altfel te caci în frac pe tine. Credeți pe Mincu că el știe. Da, și cu waterproof, cu make-up. Să știți că face. Eu zic că la copii ai putea să faci o bandă rulantă, mai decât la mirese. Că și așa copilul nu are ce să zică, îmi place, nu-mi place. Exact. Taci în gâtul, mă, te-am machiat, lasă-mă, dăm banii. Da. Numai 5 săptămâni, ca să mutăm atenția pe mine, numai 5 săptămâni o să-mi scot aparatul Invisalign, că de-aia tot fac așa. Am un tic de la aparat și o să vă arăt ce dinți drepți am. Deja am, mai am 5 săptămâni să fie perfect. O să-mi fac și o albire și un detartraj la dentalist și va fi de n-o să-l mai bag în seamă pe Tanasă. Și ironia sorții că Mincu a scăpat înaintea ta. Da, mă. Și ia uitați ce zâmbet. Ce faceți, mă, nebunilor? Bine ați venit la podcast. Natural. Așa vorbesc eu. Așa vorbește Minculescu. Am rugat pe aparat? Bine, bună seara și bine ați venit la stand-up. Bună seara, România, bună seara, București. Îți place să fii în centrul atenției? Da, foarte mult. Serios vorbesc? Da. Tu ai și voce, da. Putea să cânți. Da. Fac canto, dar nu pot să cânt acum. Faci cursuri? Nu te puneam să cânți. Faci cursuri de canto? Da, fac de 7 luni. What? Da. Dar n-ai văzut că are voce când cântă prin casă, dă nebun, dă nebunit, da, dar nu știam că are voce, că are voce așa. Locuim cu Tanasă de un an, oricum. Nu știam că își educă vocea. Ba da, am vrut asta, pentru că simțeam că nu când, când forțam foarte mult laringele când cântam și am zis că trebuie să învăț. Cântai pe gât, nu? Da, cântăm pe gât, pe aici. Da, și trebuie de împălămâni cumva. Da. Și am zis că faci de 7 luni cursuri de canto? La sfârșitul lumii. Și o să ajung într-un an de zile, vedete internaționale, pregătiți-vă. A, te-am pus de melodii? Da, scot piesă, da. Da, scoți piesă? Am scris o piesă. Serios? Are versuri? O strofă și un refren. Are versuri sau are... Nu, e bum, 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 da, bum, 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 bum. Am văzut că asta prinde. Se fac carieră internațională. Bam, 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 a mai dispărut un gram. De-astea. Asta mă... Da, mi-a pus un prieten meu de asta. Cum o cheamă pe tipa care cântă ce cântam mai devreme? Mai Andia. Ce-mi place. Da, foarte am machiat-o mult. Chiar acum câteva zile. Ai machiat-o acum câteva zile, De ce ai spus că e foarte enervant atunci? Și de ce ai spus că îți place mult mai mult să mă machiezi pe mine decât pe Andia? Nu a spus așa Andia, ceva, vă rog frumos. Andia, să știi că Tanasă pe mine mă iubește. Am spus că nu-i se lipea fundul de ten. Andia nu este adevărat. Fundul de ten. Ce fund, ei încearcă să mă denigreze acum, dar nu le este. Te voi iubi până la sfârșitul. Mi se pare că lumii. Ai spus de Loredana Groza. Cam mă cască. Ai spus de Loredana Groza că e superbă. Că nu suport. Are o voce foarte să dai, să ai bolul meu catul. Dar vezi că e vocea ta înainte. Da, mai e vocea mea, că mă gândeam că e serviciu ăla, serviciu, auzi, aplicația aia cumva serviciu. De poți să faci. Serviciu, da. Aplicația. Da, hai mă, cum era ăla de se face un video și pui, ți-a imaginea ta și îți schimbă buzele și se aude ca și mai vocea ta și îți bagă... Internet, se cheamă internet. Nu, TikTok. AI, ceva. Ah, da. Deep fake, așa, da, deep fake, nu știi? Nu. Deep fake, nu știu. Deep fake, Maria, pentru că se uită și mama mea la podcast și tata meu. Deci vă tot uitați la podcast. Mi se pare weird. Se uită și Cami la podcast. Cami, nu te mai uita la podcastul ăsta, că nu mai putem să vorbim liber pe aici. Da. Ne-e rușine. Ție ți-e rușine. Păi eu spun cele mai multe prostii, chiar urmează în curând să încep un proiect nou cu un fost coleg de liceu, de altfel, Mihai Crăciun, poate îl știți de la radio pe Mihai Crăciun, și vom avea împreună un podcast, eu și cu el, lunar, care va fi mai serios. Și am zis, ești sigur că vrei să tragi podcast cu mine? Adică știi că e cazul. Și mă invitați lunar, gen? Nu, invităm oameni de valoare. Mersi. Cu drag. Mulțumesc din suflet.
Mulțumim că ai venit la noi la podcast. Sperăm că te-ai simțit bine. Ești un super tip, gen. Mulțumesc. Chiar ești super. Te pup. Hai să ne pupăm. Te mai aștept cu mare drag să ai onoarea să-mi atingi fața și să stai atât de aproape de mine. Abia aștept să ne mutăm în noua casă pe plus 5. Care atunci când o machiază, nu mai stați în cameră Maria cu mine. Unde a făcut Maria special pentru mine când mi s-o machiază. Hai să dăm ochii peste capul împreună cum se nervează Nicu când facem. Să nu mai stau lângă, să nu mai iau cu Nicu dejun și cafeaua să vă aud cum vă pupați în curmă pe altul. Că este și prostesc ca o chestie asta. Tu ești frumos, nu tu ești extraordinară. Nu, bă, tu ești... chiar așa ești. Așa adică... e. Dar sunteți niște oameni super, deosebiți. Și tu ești super. Mulțumesc. Cu drag. Oh, la fel. Și tu ești. Eu știu. Mulțumim că v-ați uitat la Sași Râs. Nu uitați să dați un subscribe și vă așteptăm cu mare drag la show-uri. Dacă aveți nevoie de make-up, puțin greu de găsit timp liber la Tanasa, dar cu încă siguranță dacă locuri, îi scrieți pe Instagram programa. Pentru la vară, da. Pentru Mirese, cu siguranță își găsește timp, dar după mine. După ea. După mine. Pentru Mirese își găsește timp și le și machiază, dacă e nevoie. Exact. Nicu, haide, gata.